În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, avem două elemente importante care trebuie punctate în câteva cuvinte legat de sărbătoarea de astăzi. Tăierea împrejur după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau botezul legii celei vechi, legământul lui Avram cu Dumnezeu, care este menționat la Luca, capitolul 2, versetul 21. Am amintit acest lucru ca să-l aveți în minte în raport de ceea ce se discută ca argument pentru botezul pruncilor. Și când a împlinit 8 zile Iisus, ca să-l taie împrejur, i-au pus numele Iisus, după cum l-a numit îngerul, mai înainte de a fi zămislit în pântece. Deci când a venit îngerul la Buna Vestire, a spus și numele lui se va chema Iisus sau Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu, cum ne spune și Isaia. Deci am amintit acest lucru ca să înțelegeți că în momentul în care vom sărbători Sfânta Bobotează, sărbătorim de fapt o epifanie sau o arătare a Treimii, așa cum spune și troparul. Și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Tatăl a mărturisit din cer, acesta e Fiul meu iubit pentru care am binevoit, iar Iisus Hristos a stat în apele Iordanului, sfințindu-le și făcând apa ca materie de hrană, de viață, de sfințire, de curățire și de circuit în ceea ce numim noi astăzi, dacă vreți, în corpul omului, toată lucrarea când ne împărtășim. Cel ce bea trupul meu, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Și dacă vrem să ne gândim vreodată, nu e o comparație corectă, nu o văd o comparație perfectă, dacă ne-am uitat vreodată cum arată acest element chimic numit naftalina, pe care o găsim și sub stare solidă, o găsim și sub stare lichidă când începe să se evapore și sub stare gazoasă. Ei, așa putem vorbi de această întrupare a lui Iisus Hristos, care Dumnezeu fiind și Duh și viață și lumină, deodată devine om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și se taie împrejur ca să ne arate nouă că nu este nălucă, ca să ne arate nouă că este om desăvârșit și pământean desăvârșit și curge din el sânge și ca să sfințească altarul Vechiului Testament pe care era totdeauna stropit și spălat cu jerfe și cu sânge de animal, de țap, de oi și de berbeci și de vite și de junice, deci animalele curate cu copita despicată. Întorcându-ne la cea de-a doua sărbătoare pe care o pomenim astăzi, Sfântul Vasile cel Mare. Aici trebuie să fim foarte atenți la ceea ce ne relevă sinaxarele și Sfânta Scriptură. 1. Sfinții se împart în cete. Cei din tâi, cum arată și Tertulian, sunt mucenicii, sămânța, cum spune, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Deci, tocmai aceste martiraje imense, tocmai aceste ucideri în masă a celor ce se numeau creștini, așa cum vedem astăzi în Siria Egiptului, în mijlocul secolului 21, vedeți câtă vâlvă se face în opinia mondială când vorbim de o prostituată, de un violat, de un copil atins cu mașina, de un accident, de o întâmplare, zbârne și urlă televiziunile când s-a băgat unul beat într-un copac și și-a luat viața și omagii și flori și se pun candeluțe aprinse. Dar faptul că în Siria ISIS-ul, adică Islamul, măcelărește de ani de zile, peste 4-5 ani de când este un război din ăsta rece și până la ora actuală cred că au fost uciși peste 250.000 de creștini, nimeni nu vorbește și pe nimeni nu interesează, pentru că Europa a devenit prostituată prin necredință, a devenit prostituată prin lepădarea voii sfinte a lui Dumnezeu, prin lepădarea culturii creștine, prin renegarea
valorilor creștine, prin renegarea prezenței lui Dumnezeu în viața acestui bătrân continent, care a fost baza și temelia existenței lui, iar oamenii au devenit pe de o parte și sincretiști, și moderni, și atei, și nepăsători, și puțin interesați. Și atunci ce ne trebuie nouă Dumnezeu? Iată că totuși pe acest considerent în Pont, acum 1600 de ani, 1700 de ani, se năștea într-o familie credincioasă la Vasile și Emilia, cel mai mare dintre ierarhii vremii de atunci, Sfântul Vasile cel Mare, care va duce o luptă acerbă cu cine? Cu arienii, cu împăratul Valens, care la vremea lui era pe deopotrivă și sincretist din punct de vedere religios, nu avea nicio importanță, nu îl interesa ce se întâmplă între creștini și lăsa să-și facă rău unii altora, cei din învățătura ariană asupra celor din credința ortodoxă. Iar Sfântul Vasile, care și-a dat seama că nu putem face nimic cu vorbe, ci ortodoxia trebuie să triumfe prin minuni, a binevoit și a spus așa: împărate, mă supun ordinului împăratului, dar nu mă pot supune ordinului majestății divine. Pecetuiți biserica cu pricina, care au luat-o arienii cu sila, se vor ruga ei și dacă ușile se deschid, va fi a lor. Ne rugăm noi și dacă ușile se deschid singure, va fi a noastră. Și dacă nu se deschid, tot arienii s-o ia. Și împăratul i-a părut frumoasă ideea și a zis: cum se deschide niște uși singure în urma unei rugăciuni? Și au venit arienii, s-au rugat o zi întreagă și ușile nu s-au deschis. Și a venit Sfântul Vasile cel Mare, îmbrăcat în odăjdii, cu crucea în mână, a bătut de 3 ori în ușă: deschideți-vă porți veșnice, să intre împăratul slavei. Un vuiet mare ca de vânt a smuls lacătele, ușile s-au deschis singure în lături, ca și cum le-ar fi deschis îngerii, și tot poporul credincios, drept credincios și drept măritor, a intrat în biserică cântând cântarea de birință: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Același mare Vasile pune ordine în eparhia pe care o coordonează în ceea ce privește filantropia, întemeind acele vasiliade care îi poartă numele, adică spitale de bătrâni, azile de bătrâni, dar cu ce? Cu administrație proprie. Din banii bisericii el cumpără mai multe domenii din acestea pământuri, cum se spune, fond funciar, și acolo îi pune pe acești oameni necăjiți să împlinească cuvântul Apostolului Pavel: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Adică ceea ce se cultiva și se îngrijea pe acele pământuri era hrana de trebuință a oamenilor care locuiau acolo. Era un fel de autoajutor. Deci un fel de viață de obște, un fel de viață ca în vremea Sfinților Apostoli, unde ceea ce munceau și agoniseau, foloseau tot ei și păstrau pentru dânsii, dar omul nu trebuie să stea degeaba. Acele bolnițe sau acele forme de spitale sunt începutul spitalelor de astăzi, despre care noi câteodată mai auzim acele murmure ticăloșite, că vrem spitale, nu catedrale. E foarte bine că vrem spitale, să le deschidem pe alea 40 care le-am închis tot noi acum câțiva ani, să le dotăm cu medici tineri care fac școală și nu au unde lucra, să aducem în ele medicamentația care este necesară, tehnica care este necesară și oamenii, dacă au un tratament adecvat și o tehnică adecvată, se vindecă repede. Dacă te duci în spital să primești paracetamol și să-ți ia zilnic tensiunea și să bei ceai și mâncare de la cantina spitalului, aceea nu înseamnă că te-ai tratat la spital, poți să o faci și acasă. Deci, bazele spitalelor le pune pentru prima dată Biserica Creștină. Ea folosește termenul de doctorul cel mare, de doctorul trupurilor, de doctorul sufletelor,
care este Iisus Hristos și vine și folosește pentru prima dată nu termenul de vraci sau de tămăduitor, ci termenul tehnic pe care îl auzim astăzi în societate, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Ei, Sfântul Vasile înțelege acest lucru și pune această ordine în urbia ortodoxă din Cezarea Capadocia, acolo unde este episcop, și mai mult decât atât, a avut, printre altele, curaj odată să-l înfrunte pe împărat care a fost obraznic. A venit la el împăratul și a spus: dăm din banii bisericii că am nevoie pentru oaste. Și Sfântul Vasile cel Mare a spus așa: banii bisericii sunt banii lui Dumnezeu. Ce pot să-ți dau eu ca și biserică este pâinea de orz pe care o mâncăm și noi și de miei pentru oaste, care este un dar și o binecuvântare a pământului dat de Dumnezeu. Și atunci împăratul a spus, ca să-l ironizeze: dați-i și din darurile noastre, ostași. Și a adus un braț de fân care dădeau ei la cai. Și Sfântul Vasile a simțit viclenia și mizeria sufletească și l-a ironizat zicând: de vreme ce asta mâncați, asta ne-ați dăruit. Noi, de vreme ce pâine de orz și de miei mâncăm, asta v-am dăruit. Adică, în mod indirect, l-a făcut și animal. De ce? Pentru că era o jignire la adresa Sfântului Erar Vasile, care era de o corectitudine impecabilă, se spune în tinerețea lui că nu știa decât două drumuri, școala și biserica. Se spune că era uscățiv, gânditor, o barbă lungă, ușor pleșuv, cu un ten galben de post, și totdeauna nu vorbea decât ceea ce trebuia să vorbească și nu se întindea la lucruri mărunte și nefolositoare. Rămâne în remarca și în istoria bisericii ca și un bun organizator al vieții monahale. După Marele Antonie, după Marele Pahomie, întemeitor al vieții de obște cu rânduială de la înger, și Sfântul Vasile cel Mare întemeiază două mănăstiri. Una de femei, pe care o va conduce sora lui Macrina, după numele bunicii sale, sfinte, tot Macrina, iar una va fi de călugări în Pont, unde Sfântul Vasile cel Mare și lasă o ordine monahală sau o scriere monahală numită Reguli Mici și Reguli Mari. Ei, acest Sfânt Vasile se distinge și prin activitatea administrativă și prin autoritatea administrativă. Împăratul i-a zis odată: tu știi cu cine stai de vorbă? Da, stau de vorbă cu împăratul acestor locuri. Dar zice: tu știi cu cine stai de vorbă? Nu știu. Ei, dacă n-ai aflat până acum, află astăzi. Stai de vorbă cu un episcop al lui Hristos. N-a trăit mult, undeva în preajma lui 49-50 de ani, s-a stins de vreme, dar înainte de a se stinge, a mai făcut o minune. Pregătise un evreu să-l treacă la ortodoxie, același ceruse rebotezarea în credința creștină. Și Sfântul Vasile adorme în Domnul. Evreul vine supărat la vremea stabilită, la ziua botezului, și spune: păi Vasile, tu ce faci? Te-ai dus și m-ai lăsat așa? Cine mă mai botează pe mine? Se scoală Sfântul din sicriu, face botezul evreului și apoi se culcă din nou cu pace și adorme în Domnul, așa cum îl vedem și astăzi, cu sfinte moaște pe care le găsiți în Biserica Sfinților Treierari, chiar în Iași, mandibula de jos a bărbii. Deci vă puteți duce și vă închina la Biserica Sfinții Treierari din Iași, la moaștele Sfântului Ierarh Vasile. O altă minune, venind o femeie foarte păcătoasă, cu niște păcate foarte mari și grele, Sfântul Vasile a spus: mă depășește, nu pot eu să te dezleg. Du-te în pustie la Marele Efrem să te dezlege el. Sfântul Efrem Siru era făcut preot chiar de Sfântul Vasile, spun tradițiile și agiografia lui Simeon Metafrast. În momentul când a ajuns la Sfântul Efrem, Sfântul Efrem a spus: Vasile râde de mine, cum să te dezleg eu? Du-te la el să te dezlege.
Femeia și-a luat din nou zapisul și când a ajuns în Cezarea Capadociei, a aflat că Sfântul Vasile este pe drumul spre groapă, spre înmormântare. Și s-a dus la racla Sfântului și a început să plângă. Cum ai putut să-mi faci acest rău? Cum ai putut să-mi faci atâta supărare, Sfinte Vasile, tu care erai un om adevărat și cinstit și temător de Dumnezeu? Și un preot din preajma cortejului acolo a spus, ce se întâmplă, femeie? Am un păcat greu și Sfântul nu mi l-a dezlegat. Dă încoace să văd despre ce-i vorba, să te dezleg, să taci. Și când a deschis zapisul acela cu care a trimis-o la Sfântul Efrem, în pustie, zapisul era alb și curat. Nu mai era niciun păcat pe el. Deci Sfântul iertase și păcatul și îl ștersese, cum se spune acolo, șterge, Doamne, zapisul păcatelor mele. Ile ștersese și din hârtia unde era scrise să meargă cu ele la spovedit. Deci, minunile de genul acesta sunt foarte rare, să nu credeți că se întâmplă oricând și oricum, dar ele există la orice pas și în orice loc. Din casa acestui Sfânt Vasile, din casa părinților Vasile și Emilia, s-au ridicat, v-am spus, vreo 5 sfinți. Bunica lor, Macrina Evlavioasă deosebită, sora lor, Macrina Vasile cel Mare, tatăl său Vasile, mama sa Emilia și un oarecare frate, Navgrate, făcător de minuni, un pusnic renumit, și Grigore de Nisa, care la rândul lui, atunci când a fost episcop, a făgăduit sau și-a luat angajament din ziua hirotoniei în episcop să trăiască în curățenie cu soția sa. Pe vremea respectivă, episcopii erau dintre clericii căsătoriți. Mai târziu s-a intrat în clerul abstinent, în clerul monahal, deci celib, pentru a nu crea anumite divergențe și rumori în ceea ce privește administrarea bisericii și să nu se ajungă pe undeva la clanismul acela levitic a Vechiului Testament, adică din tată în fiu tot să fie episcop ca împărații, ci episcopul să fie titulatura lui rânduită de Dumnezeu și apoi prin alegere să fie onoare oricine ar fi el, dar fără grad de rudenie, adică să nu se facă acel nepotism pe care îl găsim uneori, poate în medicină, poate în judecătorie, poate în poliție, poate în ministeriate, în deputațiuni, în senatoriale și în toate cum vedem astăzi, toți acești care pe gena lor scrie putere. În momentul în care Sfântul Grigorie de Nis a ales ca să trăiască în curățenie, cineva l-a pârât la vremea respectivă și a zis așa, eu cred că el nu este cinstit. Și spune că episcopul, venind la vecernia Litiei, la vremea cuvenită și-a pus jărate când felon, a început să cădească frumos toată biserica, a venit înapoi, a pus jăraticul ascuturat la locul lui, haina curată, și deasupra bisericii unde stătea icoana Mântuitorului se vedea un pat încoronat frumos de crin, care însemna simbolul curăției și al sfințenii. Deci cam asemenea lucrări pot face sfinții, cam asemenea putere au sfinții să facă prin trăirea lor autentică. Și aici trebuie să punem accent pe trei lucruri. Puterea Duhului Sfânt, care este deplină și de sine stătătoare, ca Dumnezeu văzut. Deci, episcopul este reprezentantul lui Hristos în chip văzut. De aceea, prin punerea mâinilor lui, se hirotonesc ceilalți slujitori, iar ei sunt prelungirile a acelui episcop în eparhia pe care o subordonează. Așa cum ne arată și în faptele în epistolele apostolului Pavel, că pe unde treceau apostolii, întemeiau biserică, hirotoneau episcop, pungeau preoți și puneau în slujirea lui Dumnezeu. Ei, în momentul în care
după mintea unora, după părerea altora, că ați văzut că s-a trecut și anul trecut prin acea furcă gaudină a ceea ce numim noi sinodul vinderii ortodoxiei, marele sinod de la Creta, care n-a fost decât o simplă, dacă s-o luăm așa din punct de vedere al conținutului, o simplă fâsâială de discuție administrativă, deci nu s-a elaborat nicio dogmă, nu s-a elaborat nicio învățătură de credință, nu s-a acționat nici asupra unui canon, n-a fost ceva, a fost ceva ce ține de sorgintea omenească. Pur și simplu o întâlnire eclesială în care capii bisericilor s-au întâlnit cu subordonații lor și cu cei din administrarea lor spirituală și eclesială și au pus acolo la cale, mă rog, viziunea bisericii asupra ceea ce numim noi, diaspora, a ceea ce numim noi pământul și relația cu biserica, oamenii în general, populația lumii și societatea și viziunile asupra bisericii. Aici însă, asupra acestor probleme, tronează câteva umbre. Faptul că oamenii devin din ce în ce mai insensibil la ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că trebuie să-i impui omului o credință cu forță, ci ea trebuie să vină strict din inima omului, din pornirea lui firească și personală. Dar ce vedem noi nu e o minciună, deci ce vedem noi nu e o minciună. De exemplu, lagărul acesta balcanic, cum îi spunem noi, enclavul acesta ortodox, Rusia, România, Grecia, Bulgaria, Georgia, Serbia, Macedonia, deci au rămas pe o tendință pură, conservatoristă, păstrătoare și conservatoare a ce? A dogmelor creștine, așa cum au fost primite în vremea apostolatului lui Hristos. Și se numește Biserica cea una sobornicească și apostolească, care și astăzi își arată roadele, deci care și astăzi își arată roadele, dar în schimb spre stupefacția Occidentului, care dacă te duci, de exemplu, numai în Franța, pentru că foarte multe domuri construite de-a lungul sutelor de ani, pentru că toți oamenii credincioși ai vremii de atunci, prin ce au vrut să se remarce? Prin ceva veșnic dăruit lui Dumnezeu. Și atunci au construit tot felul de biserici și catedrale care au avut scopul de a crea o imagine de misiune spirituală și creștină asupra continentului acesta numit Europa. Și astăzi acele biserici, fiind nefolositoare, fiind pustii, fiind goale, și administrarea lor și întreținerea lor costând mai mult decât demolarea, s-a ales ca Occidentul să demoleze aceste mari vestigii istorice și cultural creștine decât să le mai întrețină. Ei, spre nebunia multora, că așa spune Pavel, pentru elini, sminteală, pentru iudei, nebunie, așa avem în citat, în zona aceasta balcanică noastră, în zona aceasta creștină, leagănul acesta de cultură, de aici, din vatra și din inima Europei, din estul Europei, aici găsim tocmai reversul invers al aceleași medalii, că din mulțimea oamenilor credincioși, din mulțimea celor care îl respectă pe Dumnezeu, încă se construiesc fel de fel de locașuri de cult care și ele la rândul lor devin neîncăpătoare. Adică oamenii sunt din ce în ce mai plăcuți și oamenii sunt din ce în ce mai doritori de Dumnezeu, sunt din ce în ce mai însetați de Dumnezeu, sunt din ce în ce mai dornici să-L găsească pe Dumnezeu și ei se miră. Cum adică un Occident atât de puternic, un Occident cu un catolicism de 1,5 miliarde pe glob, zace
într-un fel de, cum se cheamă atunci când ești în reanimare, într-un fel de leșin, deci într-un fel de inconștiență comatoasă, și aici leagănul de est a Europei, biserica fierbe și clocotește. Biserica există și vie. Credincioșii se spovedesc și se împărtășesc. Credincioșii văruiesc crucile, fac mormintele, dau de pomană morților, aprind lumânări în biserică, participă la Sfânta Liturghie, vin și primesc Sfintele Taine. Și într-adevăr este o întrebare cu skepsis, ce trebuie făcut sau cum trebuie făcut ca această biserică să înceteze, deci ca această biserică să înceteze, să nu mai aibă această pornire în valuri spre cunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci se încearcă prin diferite metode manipulative, nu contează forma lor, deci nu suntem cu critica, ci suntem doar cu sugestia și cu informația, să se arate că biserica este un parazit al societății, că clericii sunt o pacoste pentru societate, că sunt niște consumatori de energie socială în care nu fac altceva decât să facă mașinațiuni financiare și economice și ați văzut, se tot bate tamtamul pe averea bisericii, pe averea bisericii, da? Se bate tamtamul pe averea bisericii. Dar biserica din satul tău, dacă e frumoasă și costă câteva miliarde când ai făcut-o, sunt banii credincioșilor din acea comunitate, iar dacă tu ai vrea să-ți împropriezi acea biserică sau să faci un rău ei, trebuie să iei contact cu credincioșii comunității de acolo. Nu cu preotul și nu cu episcopul. Biserica nu este a episcopului. Episcopul administrează. Biserica nu este a preotului. Preotul este al comunității. Biserica este a comunității. Dacă pe vremuri, după 1990, se spunea că o fabrică este dizolvată sau privatizată prin efectul MEBO, repet, dacă țineți minte această formă scârnavă de distrugere a industriei românești, ei, așa trebuie făcut și în biserică. Prin aceeași metodă MEBO, credincioșii vin și au acțiune la biserica lor la care au dat banul. Unul de o strană, unul de un sfânt, unul de o tablă, unul de un perete, unul de o podea, unul de o pictură, unul de un tetrapod. Și în momentul în care fie ai vândut instituția că nu mai este utilă și goală și n-are credincioși, fie ai vrea să o demolezi, tu trebuie întâi să-i despăgubești pe credincioșii care au construit-o și trebuie să ai acceptul lor 50 plus 1, dacă ei sunt de acord, să le distrugi monumentul din satul lor. Deci biserica nu înseamnă doar aceste ziduri măluite cu sfinți și cu geamuri și cu uși și cu strane, ci biserica înseamnă într-o comunitate totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi, activanți în cele 7 taine ale bisericii, activanți ca trăire personală, activanți ca trăire duhovnicească, activanți ca trăire în religia creștină prin botez, activanți prin prezența lor în biserică. Dacă într-un sat mai ai 10 femei în biserică, acelea 10 au drept de plin de vot la luarea asupra unei decizii. Ca să poată toți credincioșii să ia drept de vot asupra acelei decizii, ei trebuie să fie fii spirituali ai acelei biserici. Deci tu nu ai dreptul să te atingi de monumentul lor, chiar dacă ei pot să pun un paznic să-l păzească. Ați văzut cum este la cimitir. Un responsabil îți spune unde-i parcela, unde să pui, unde să construiești, îți păzește candela, îți păzește crucea, îi spui, vezi să nu fure florile de la mormânt, etc. Ei, acel om îl păzesc oamenii din acea dare sau impozit al lor. Ei, de ce v-am explicat toate astea? Regulile acestea au fost toate stabilite de Sfântul Vasile cel Mare încă de pe vremea de atunci și de pe vremea Sfinților Apostoli, când s-a arătat că preotul și episcopul nu sunt beneficiarii
repet, a ceea ce numim noi biserica în sine ca element administrativ. Curtea bisericii este publică, cimitirul este public, biserica este publică, altarul este divin. Preotul trece dincolo de catapeteasmă și face slujirea, dar o face din prescura poporului, din vinul poporului, din lumânarea poporului, din rugăciunea poporului, din voința poporului și din voința societății care simte nevoia de asistența religioasă. Ei, pentru aceasta s-au încercat mai multe metode. Metoda manipulativă, cum v-am spus, ideea de a arăta că biserica nu mai este inutilă, că te coboară în evul mediu. Textele bisericii nu sunt texte care te coboară în evul mediu. Dacă te duci într-un cod penal sau civil, în dreptul roman, ai să găsești că toate legile de astăzi, din juridic, care le avem noi într-un tribunal, într-o curte constituțională, într-o judecătorie, într-o curte de apel și cum se mai cheamă formele acestea, toate merg după un anumit principiu păstrat din vechime până astăzi. De ce nu se inventează niște legi acum moderne din clipa asta? Și de ce la baza acestor coduri de judecată stă tocmai dreptul roman de acum 2000 de ani? Că doar sunt vechite, ce ne întoarcem în antichitate? Un pom ca să existe are o rădăcină și o sursă de hrană și de apă, iar ca să facă fructe trebuie îngrijit. Ei, roadele acestea ale canoanelor bisericii, ale învățăturilor bisericii, ale cârmei bisericii, numite și canoanele bisericii, sau se găsește sub forma de pravila mare, îndreptarea legii, pravila bisericească și multe alte forme pe care le găsim, sunt forme simple care păzesc legislația spirituală a bisericii să nu iasă de sub circumstanța și oglindirea și pavăza Duhului Sfânt. Deci de aceea și credincioșii trebuie să fie perfect atenți și să înțeleagă spusele Sfântului Ciprian de la Cartagina. În afară de biserică nu există mântuire. Deși au fost foarte multe glasuri, nu știu dacă suficient de multe, dar murmurul a persistat, nu mai intrați în bisericile unde se face Sfânta Liturghie și se pomenește episcopul. În clipa în care nu ai pomenit episcopul la slujbă, episcopul nu are nevoie de rugăciunea ta și o poate face singur, că nu-i orb, tu ai pierdut lucrarea Duhului Sfânt din tine. Pentru că nu ți-a venit din cer lucrarea Duhului Sfânt. Ți-a venit printr-o continuitate harică, prin punerea mâinilor. Și dacă ne-am uitat în viața Sfântului Ștefan, ați văzut ce fel de oameni erau aleși pentru această lucrare. Înțelepți, plini de Duhul Sfânt, spune acolo, care știau să facă semne și minuni. Deci când te rupi de biserică și de episcop, nu faci semne și minuni, faci trăsnăi. Deci încetezi, dacă te uiți în învățătura dogmatică a marului profesor Stăniloae, profesorul nostru român, teologul secolului 20 și 19, vei vedea că razele fără globul de soare nu pot transmite lumină. Noi nu ne încălzim cu soarele propriu-zis, ci cu radiația razelor pe care el le emană spre pământ. În clipa în care ai o eclipsă de soare totală, deci afară se face întuneric. Razele nu pot da lumină independent. La fel și preotul în clipa în care nu și-a pomenit episcopul în slujbele bisericii, el pierde și încetează exact ca și un acumulator de energie, pierde contactul cu energia. Frigiderul, dacă l-ai scos din priză, nu mai ține mâncare rece, aragazul nu-ți mai dă gaz, radio sau televizorul nu-ți mai funcționează dacă nu are curent, deși tu ești lângă sursa de curent. Deci conectarea în Duhul Sfânt este continuă și permanentă de la venirea lui Hristos în lume prin acel verset negru pe alb care spune așa: Eu v-am trimis pe voi
Eu v-am ales pe voi, eu v-am numit pe voi apostoli, nu voi m-ați ales pe mine, și cine nu ascultă de voi, de mine nu ascultă și de cel care m-a trimis. Am mai auzit așa câteodată, câte un zvon din ăsta beteag, ca să-i spun așa, că, o, zice, s-a dat cu stăpânirea, vorbește după cum îi poruncesc ei. Îți poruncește Duhul Sfânt să înțelegi că stă scris în epistolele Apostolului Pavel că biserica este o biserică a rânduielii și un Dumnezeu al rânduielii, nu al neorânduielii. Deci, în biserică toate sunt sub lumina Duhului Sfânt. Așa spune, pacea, dragostea, bucuria, îndelungă răbdarea, curăția, smerenia, împotriva unora ca acestora nu este lege. Sfântul Vasile cel Mare face parte din ceata celor trei mari erari, Vasile, Grigore și Ioan. Vasile și Ioan au liturgia, anaforaua liturgică proprie, de aceea astăzi s-a săvârșit liturgia Marelui Vasile, iar în zilele de rând se sărbătorește liturgia Sfântului Erarh Ioan Gură de Aur, un alt mare titan spiritual al Ortodoxiei, numit Dascăl al Lumii și Erarh, cel care a tâlcuit aproape toată Sfânta Scriptură în întregime, în vreo 12 sau 24 de tomuri, care se găsesc în colecțiile mari bisericești vechi. După erarhi avem propovăduitori, avem cuvioși, avem pusnici, avem sfințiți mucenici, avem mucenici, avem cuvioși și cuvioase. Deci biserica biruitoare din cer stă în cete, iar evanghelistul Matei ne arată asta câteodată că se mai trezește câte un adventist, pentecostal, baptist, jehovist. Ce mă vă rugați la sfinți? Ne rugăm la sfinți pentru că sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu și cetățenii raiului, oameni de casa lui Dumnezeu, citiți epistolele, ei citesc numai unde vor, nu unde și trebuie, scot din context și își fac reguli ca la circulație, Scriptura este toată cuvânt cu cuvânt valabilă de la un capăt la altul, și vom mai găsi în Scriptură la evanghelistul Matei că sfinții vor judeca lumea. Ei vor fi martorii noștri în cer la judecată. Apostolii vor sta pe 12 tronuri și vor judeca cele 12 seminții lui Israel, iar sfinții vor judeca lumea. Deci când ne închinăm sfintelor moaște, când ne închinăm raclelor cu părticele și rămășițe pământești spiritualizate ale sfinților, de fapt ne închinăm direct casnicilor lui Dumnezeu. Ajungem la antecamera lui Dumnezeu. Te-ai dus într-o instituție care se respectă, în primul rând aștepți într-o antecameră, vine un secretar, îți dă un ceai sau o cafea, te întreabă ce probleme ai, te învață cum să te adresezi, cum să formulezi întrebarea, cum să scrii cererea și după ce ai făcut totul, în momentul când directorul spune adu-mi pe cel ce mă caute, intră politicos cu tine și spune domnule director, domnul vă caută într-o problemă despre. Și tu rămâi și vorbești din poziția în picioare, îmbrăcat frumos, educat, atent în vorbă. Deci, la fel de mult și în fața lui Dumnezeu, acești sfinți îndeplinesc aceeași misiune, repet, aceeași misiune, ca ei să mijlocească pentru mântuirea noastră. Și ca să închei într-un ton simplu, să nu vă obosesc, se spune că marele mucenic Gheorghe avea un ucenic care avea mare evlave la el, deci era un om care se ruga Sfântului Gheorghe, dar ducea o viață foarte nepăsătoare, foarte mondenă. Și când a venit vremea să moară, cum sfinții își fac datoria când îi alegi de ocrotitori, Sfântul l-a luat de mână pe suflet și împreună cu Îngerul Păzitor au plecat spre calea lui Dumnezeu. Au ajuns la cerul de foc care desparte lumea materială de lumea spirituală. Și îngerii de acolo au spus de la ceata respectivă. El nu poate să intre. Și Sfântul Gheorghe a spus, este cu mine.
Bine ce va spune stăpânul cel mare. A ajuns la un alt cer mai înalt al îngerilor și din nou un înger de acolo din subordine cerească a spus: Sfinte Gheorghe, el nu prea poate să intre. Este cu mine. Ce va spune stăpânul cel mare? Și a ajuns la cea de-a treia ușă, la antecamera lui Dumnezeu, la tronul Sfintei Treimi, și aude din antecamera lui Dumnezeu Sfântul Gheorghe: Gheorghe, tu intră, el nu. În clipa aia sufletul s-a bulversat și s-a speriat și a început să spună: Sfinte Gheorghe, pune cuvânt pentru mine, Dumnezeu, nu mă părăsi, te rog, îți dai seama ce înseamnă muncile adului? Și a spus: taci și ascultă. Sfântul a intrat înaintea Sfintei Treimi, s-a închinat înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, e un suflet păcătos de pe pământ. Nu se poate. Doamne, măcar pentru dragostea, măcar pentru mila, pentru bunătatea ta, nu se poate, Gheorghe. Pentru rugăciunile preacurace Maicii tale, nu se poate. Pentru rugăciunile tuturor ierarhilor, cuvioșilor, mărturisitorilor, nu se poate. Și atunci Sfântul Gheorghe a apelat la un tertip de sentimentalism din ăsta personal. Doamne, dar pentru dragostea care m-am jertfit eu pentru tine, ai putea să-l ierți? Aș putea să-l iert, dar nu pot să calc scripturile. Ia-ți-l și du-l înapoi pe pământ în trup să se pocăiască ca să nu-l trimită în iad, dar nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și s-a întors Sfântul Gheorghe, l-a luat pe suflet, l-a dus înapoi în trup pe pământ, l-a scuturat bine pe om și a spus: bagă-ți mintea în cap și pocăiește-te că te paște iadul. Și din ziua din care s-a trezit omul din morți și a început cu adevărat pocăința vieții lui personale după rânduiala și puterea lui Dumnezeu. La fel, femeia care avea evlavie la Maica Domnului a ajuns până în biserică în ziua când noi ne prohodim mortul și îl ducem la groapă și sufletul pleacă spre vân. Și având mare trecere la Maica Domnului, Maica Domnului a spus Domnului Hristos, Fiului Său: Fiule, iartă-o pe femeia. Femeia era din tinerețe puțin desfrânată. Se lăsase ea spre bătrânețe, dar se lăsase cumva mai mult de rușinea ochilor lumii decât de evlavie și de credință. Și nu îi se părea ceva nefiresc că ea este mai ușurată, că îi se părea că e ceva a trupului și nu contează și trata lucrul cu puțin superficial, cum spunem și noi, doar toată lumea greșește. Toată lumea greșește, dar toată lumea se judecă. Și a spus Hristos: nu, Maică, nu pot, nimic necurat nu intră în împărăția Tatălui meu. Și atunci ce facem, fiule, cum facem? Mamă, ca să nu-i pierzi sufletul și să nu te supăr nici pe tine, uite, du-te în biserică, trage-o de mână ca să învie, să-și mărturisească măcar acum în clipa aceasta părerea de rău, păcatul, dorința din minte, pofta care a chinuit-o, și învăzut tuturor pentru o spovedanie publică pot să o iert primindu-și ea umilința. Și femeia s-a ridicat pur și simplu din timpul prohodului în picioare și a spus: stați! Eu sunt cea mai păcătoasă. Eu sunt desfrânata. Mie mi-a plăcut păcatul trupesc. Eu sunt cea care am greșit. Iată, de la tronul lui Dumnezeu vin și vă spun să nu plecați în împărăția lui Dumnezeu nespovediți și neîmpărtășiți, că pierdeți sufletul. Și preotul s-a speriat tot și femeia a spus: nu te teme, părinte, fă-mi dezlegarea pe cap, că vreau să adorm, să plec la Dumnezeul pe care îl iubesc. Și când i-a făcut preotul dezlegarea pe cap, o găsiți în mântuirea păcătoșilor. Femeia s-a întins înapoi în sicriu, a pus mâinile pe piept și a adormit și a îngropat-o. Deci, cam această putere au sfinții în viața noastră, cam aceste întâmplări le pot face sfinții în viața noastră, dar să știți un singur lucru, toate vin numai și numai din credință, din analize psihologice, din
analizarea minunilor, din rațiunile acestea filozofice, din studiul acesta din privința științei, impresiile alea fâsâite care le spargem noi cu celula și cu molecula și cu atomul și cu electronul, pe Dumnezeu nu-L impresionează cu nimic. Sufletul este cel mai de preț și mai de valoare lucru pe care l-a putut lăsa Dumnezeu umanității pe pământ. Altfel am fi grohăit ca animăluțele, am fi zbierat ca oițele, am fi meunat ca pisicile, am fi hotcodăcit ca găinile, dar ne-a dat puterea cuvântătoare să putem comunica direct cu Creatorul nostru și să-i spunem deschis ce vrem, ce avem nevoie, ce ne trebuie, cu ce să ne ajute, cum să ne ajute și cu orice lacrimă și gest de pocăință, Stăpânul privește spre lume și îndeplinește toate cererile cele de folos. Pentru cei ce poartă numele de Vasile sau de Vasilica și, mă rog, alte mărunțișuri frumoase ale acestui nume, să aveți în primul rând sănătate, să aveți urarea de la mulți ani, care ar trebui să fie cât mai duhovnicești și mai plăcuți lui Dumnezeu, să petreceți în ambientul familial al prietenilor, al cunoscuților, cu bună decență, cu bună cuvință, cu bună măsură, să știm măsura mâncării, să știm măsura băuturii, să știm măsura glumelor, să știm măsura vorbelor, să știm măsura comportamentului și să nu uităm că și dincolo de poarta instituției numită biserica, cea administrativă în care ne rugăm, unde Dumnezeu stă prezent de față, în primul rând, pe Sfânta Masă și în Sfântul Potir, Dumnezeu este de față și în casa dumneavoastră, în iconița din casa de curat, în candeluța care arde, în troița de la poartă, în cruciulița de la gât, în rugăciunea din minte, deci El este prezent oriunde, oricând și în vecii vecilor. Amin.